Eu sunt Attila Biro și sunt jurnalist și sunt mândru de asta. Am început în presă în 2004, dar de fapt microbul m-a prins ceva mai devreme când eram în liceu. Am avut șansa să-mi intersectez calea cu profesoara de română din liceul la care învățam și care, pe lângă orele de limbă și literatură, ne-a implicat și în revista liceului. M-a prins această inițiativă și mi s-a părut foarte, foarte interesant că puteam să transmit ideile mele către colegi și, de asemenea, să le și povestesc ce se întâmplă în liceu și în oraș. La un moment dat am ajuns chiar să coordonez acea revistă și mi se păreau absolut fabuloase momentele în care mergeam la tipografie și ridicam ziarul. Era un moment dimineața, la 7-8, în care efectiv luam cu mine ziarul, îl duceam în liceu. Recunosc că uneori a trebuit să și chiulez de la ore, pentru că distribuiam ziarul prin liceele din Sighetul Marmației. Eu sunt de acolo, din Sighetul Marmației. Și cred că cumva natural nici nu mi-a mai pus problema ce o să fac când o să fiu mare. Și am ajuns la Cluj în 2004, unde am început să și lucrez la un ziar local, la Ziua de Cluj. El încă funcționează și acum. Țin minte că am început să lucrez chiar înainte să înceapă facultatea. Și o bună parte din timp mi-am petrecut-o în primii ani, mergând la ședințele de Consiliu Local. Probabil știți, primăria este la câțiva pași de noi, și la Consiliul Județean și în sălile de judecată de la Curtea de Apel. La aceste ședințe am aflat ce se întâmplă cu banii noștri. Aflam cum taxele și impozitele noastre se transformă uneori în niște hotărâri, în niște documente scrise, din care, dacă le citim mot-a-mot, nu vedem concret, nu vedem exact unde vor fi cheltuiți. Și în mintea mea a fost, uite, eu trebuie să povestesc cetățenilor ce se întâmplă cu acești bani, unde ajung, ce se construiește, ce se cumpără, ce face primăria, ce face Consiliul Județean. Era perioada 2004, dacă vă aduceți aminte, perioada în care Clujul exploda imobiliar, curgeau investițiile și banii și, de asemenea, se închegau și rețelele de crimă organizată și corupție. Țin minte, acum m-am amuzat, atunci nu era chiar atât de amuzant, că la un moment dat scriam de declarația de avere a fostului șef al poliției. Și m-a sunat într-o dimineață să mă fac cou și coțet, pentru că am avut curajul să spun în ziar că existau niște dubii legate de sumele declarate, de faptul că nu își mai updatase declarația de avere. Acum, peste ani, am constatat că instanțele au decis că, într-adevăr, el a avut o mare, mare problemă și trebuie să returneze vreo 250.000 de lei din avere, să dea înapoi statului, pentru că nu putea să o justifice. Aici e un indicator de corupție. Am mai scris atunci și de cum parcurile de joacă din oraș erau dotate de o firmă care avea niște relații preferențiale. Pentru asta, un fost primar a și ajuns în închisoare. Și atunci am avut în minte același lucru, că ceea ce fac este un serviciu public. Și noi, jurnaliștii, asta trebuie să avem în cap, că noi scriem pentru cetățeni,
să informăm și, în primul rând, să informăm onest și corect. Mă întreba cineva mai devreme la un interviu și îi spuneam, da, în primul rând scrie și în Constituție că presa trebuie să informeze corect. Din păcate nu se întâmplă întotdeauna asta. E nevoie de o relatare onestă pentru ca sute de mii de oameni să iasă în stradă. Am văzut asta la începutul anului. O relatare onestă ne-a arătat că un guvern vrea să ne reducă libertățile. Fără asta, probabil că am fi căzut pradă unor manipulări. Revenind, eu sunt jurnalist de investigație. Lucrez la Rise Project. După cum ați văzut, în ultima vreme suntem asaltați de informații false, de fake news. Noi nu avem o soluție globală, dar avem un model. Putem să vă povestim cum facem noi și cum credem că ar trebui să arate presa și în special presa de investigație. Rise Project este o comunitate de jurnaliști și activiști. Ea a fost înființată în 2013 de niște oameni minunați. Patru jurnaliști, Paul Radu, Mihai Munteanu, Romana Puiuleț și Daniel Bojin, au creat un ONG și în mintea lor a fost hai să facem jurnalist de investigație așa cum vrem noi, fără să avem patroni, fără să avem niciun fel de constrângeri. Și o să vă spun un mic secret. În liceu, eu le citeam investigațiile acestor oameni și după fiecare investigație îmi spuneam uite, când o să ajung în Cluj, în București, în presă, vreau să fac asta, vreau să fac exact cum fac ei presa. Și după câțiva ani am și reușit să lucrez cu ei. Revenind la Rise Project, este una dintre inițiativele din media independentă. Nu suntem singuri. Mai există Casa Jurnalistului, Centrul de Investigații Media și alte instituții de genul ăsta. Jurnaliști care vor să facă presă după niște standarde ridicate și să facă presă în slujba cetățeanului. Pe Rise Project, noi ne focusăm pe investigații transfrontaliere și investigații care urmăresc, în primul rând, fenomenul evaziunii, spălării de bani, a crimei organizate. Și avem un mare beneficiu. Rise Project face parte dintr-o rețea globală deja, care se numește Organized Crime Reporting Project. Ea a fost înființată de Paul Radu și Drew Sullivan în urmă cu mai bine de 10 ani. Tot așa, au pornit de la o inițiativă mică care a crescut. Acum OCCRP are peste 25 de organizații membre, adică avem câte o mică filială în Moldova, în Ungaria, în Italia, în Serbia, în principal toate țările din Balcani și recent au fost deschise centre de investigații media în America de Sud. Noi funcționăm pe principiul comisiilor cumva rogatorii, dar o comisie rogatorie atunci când o instituție a statului cere informații de la o altă instituție din alt stat. Noi cu membrii noștri parteneri comunicăm și investigăm crimă organizată transfrontalieră. Astfel reușim să aducem la lumină investigații foarte, foarte importante și
să demascăm corupția care nu este localizată, deși pare că rețelele de corupție sunt doar în România, că doar la noi se întâmplă atât de multe nefăcute. Nu, uneori rețelele comunică și le găsim și în România și în Moldova, încercând să destabilizeze statul și să prăduiască până la urmă bugetele publice. Una dintre cele mai interesante experiențe pentru mine din ultima perioadă a fost proiectul Panama Papers. Aici, pentru prima dată, peste 300 de jurnaliști din întreaga lume au lucrat la un singur subiect. O să descriu doar puțin. Panama Papers înseamnă un leak de informații imens, câteva tera de documente provenite de la o casă de avocatură din Panama, unde erau înregistrate companii offshore ale diversilor oameni, în principal politicieni, oameni foarte, foarte bogați. Mulți dintre ei, încercând să-și ascundă proprietățile, să-și ascundă averile și să-și exporte din țările de origine capitalul dobândit de cele mai multe ori ilicit. Au fost publicate mii de investigații jurnalistice, au fost deschise sute de anchete și, ca prim efect, peste 100 de milioane de dolari au fost recuperați la scurtă perioadă după publicarea acestei investigații mondiale. Panama Papers încă produce efecte. În Parlamentul European există o comisie care va face propuneri legislative pentru a stopa fenomenul spălării banilor prin companii offshore. Ca să vă spun un mic secret, și în România există companii offshore. Putem să ne înființăm firme cu acțiuni la purtător, adică la fel de anonime ca cele din Panama. Aici sunt doar câteva din marile investigații publicate, averea ascunsă a lui Putin, familia Aliyev și așa mai departe. Din păcate, la noi în țară, Panama Papers nu a avut un efect atât de mare, pentru că instituțiile statului își fac treaba în felul lor. Noi, ca jurnaliști, am publicat, am arătat cine sunt actorii, cum și-au exportat capitalul, cum și-au ascuns averile, cum afaceri transnaționale s-au localizat prin aceste offshore-uri. Cum lucrăm noi la Rise Project și OCCRP? Încercăm să folosim unelte și să ne folosim de noile tehnologii. În primul rând, vedem că există foarte multe date publice. Acum sunt din ce în ce mai multe baze de date. Dar ce te faci când ai o cantitate atât de mare de informații? Una dintre uneltele pe care o folosim este VIS. Este o unealtă de vizualizare a investigațiilor jurnalistice. Aici noi putem, în loc să publicăm trei cearșafuri de nume de companii și legături, putem să facem o simplă schemă în care să arătăm cum o companie a luat un contract de la stat, acționarul companiei este cutare cetățean care a donat, să zicem, bani la partid sau este prins într-un caz de corupție pentru că a dat mită unui șef al unei instituții. O altă unealtă pe care o utilizăm intens este Investigative Dashboard. Ea a fost dezvoltată de către OCCRP. Este o bază de date imensă în care regăsim registre ale comerțului, monitoare oficiale, investigații foarte, foarte bune, dar toate indexate cu un motor de căutare
care urmărește pattern-urile de căutare ale jurnaliștilor. Adică, de exemplu, aici dacă introducem numele unui politician român, vom primi cele mai relevante informații și documente. Asta e foarte important. Acum sunt peste 56 de milioane de documente indexate. De asemenea, există și un serviciu dedicat pentru jurnaliști, unde avem cercetători care investighează și adună informații despre diverse companii din baze de date închise, să le spunem așa. Eu aș vrea să punctez la final și ce vrem să facem în continuare în jurnalismul de investigație, pentru că nu este departe ziua în care investigațiile vor fi făcute cu ajutorul inteligenței artificiale. Primul pas pentru noi este să încercăm să creăm programe, softuri care să ne ajute, de exemplu, să descoperim corupția acolo unde nimeni nu se uită. Pentru că vedem atât de multe informații indexate pe net, din care putem să extragem niște pattern-uri de corupție. Și aici vrem să ne ducem în continuare. Și ca îndemn, v-aș încuraja să vă uitați la inițiative independente și să ne acordați încredere. Noi la RISE și ceilalți parteneri, Casa Jurnalistului, Centru de Investigații Media, facem presă cu gândul că scriem pentru cititori și că ne facem treaba onest. Vă mulțumesc!